Coloseni, capitolul 1, versetul 28, vreau să citesc un verset. Sunt alături de voi împreună cu cea mai frumoasă familie. Familia mea. Cred că fiecare ar trebui să spună despre familia lui că e cea mai frumoasă, nu? Nu să tânjim mereu, că așa s-au ajuns la multe despărțiri, că toți ori tânjit că la altul e mai frumos. Zicea cineva, zice, de ce te uiți la grădina, la iarba vecinului mereu că e mai verde? E mai verde că el o udă. Dacă n-ai mai stat pe gard și îi pune mâna pe furtun să uzi și tu iarba ta, ar fi și a ta verde. Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze, să ne iubim unii pe alții și mai ales familiile, amin? Aș vrea să citesc un verset din Coloseni, din capitolul 1, versetul 28. Nu știu dacă l-ați mai văzut până acum în Biblie, nu știu voi, de eu de multe ori găsesc versete în Biblie care nu le-am mai văzut, tot apar, ori se lungește Biblia mea, ori nu le bag de seamă din prima, nu știu ce se întâmplă, dar nu e electronică, că dacă ar fi electronică aș mai zice că-s virus, dar e palpabilă. Eu cred că nu suntem noi atenți sau pur și simplu căpșorul nostru e prea micus în cap pe Biblia. Primim așa, câte puțin, câte puțin și la vremea potrivită când ai nevoie, mai vezi câte ceva. Coloseni, capitolul 1, versetul 28. Pavel zice așa, Apostol Pavel, pe el, adică pe Iisus, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Au, numai că lucrează cu tărie în mine. Iar mai găsit un cuvânt, că nu l-am văzut prima oară când vă citeam versetul. Și am zis că lucrarea puterii tăriei Lui care lucrează cu tărie în mine. Mărit să fie numele Domnului. Acum, Pavel zice că el se luptă și mai ales epistola către Colosenii, cred că dacă nu singura, nu știu asta către romani, s-ar putea să fie singura epistola care o scrie unor oameni pe care nu i-o văzut. Zice, nu mi-a zis fața în trup nici o văd. De obicei la toți care scrie Efeseni, Filipeni, el a fost pe acolo, le-a plantat biserici ce știam. Și m-am gândit, cred că asta ne-ar zice Pavel și nouă cărora nu ne-a văzut fața. Nu? Dacă ai avea un mesaj pentru o biserică la care nu i-ai văzut fața, cam ăsta ar fi. Și am zis, la ce se luptă omul ăsta așa de mult? Ce pe orice om. Zice, asta e lupta mea. Să-l înfățișez desăvârșit în Hristos. Însă și m-am gândit, fii atent la ce se luptă omul ăsta. Desăvârșit înseamnă ceva ce e complet. Adică nu lipsește nimic. De exemplu, dacă ai primit o jucărie când erai mic sau cum primesc copiii noștri, dacă nu are baterii, nu-i desăvârșită. Cum mi-am cumpărat acum o jucărie, un excavator, dar slavă Domnului că a avut baterii și a fost desăvârșită și a apăsat pe butoane. Înseamnă complet, înseamnă întreg, înseamnă să aibă tot ce-i trebuie ca să funcționeze bine, da? Înseamnă perfect, de ce nu? Înseamnă mai multe lucruri, tot ce ne-am gândit noi la perfecțiune. Acum, întrebarea e în felul următor. Pavel, ori pe din afară, ori suntem noi pe din afară. Eu asta și m-am gândit. Mai Pavel, dar cum să găsești tu perfecțiune în biserică? Cum să te lupți toate tații? Și că mă lupt să-i înfățișez desăvârșiți. Pavel, lasă-te de meserie. Frate Petrică, în atâția ani de consiliere ați văzut oameni desăvârșiți? Pavel zice că se luptă. Pavel zice, iată la ce mă lupt eu să înfățișez pe orice om desăvârșit în Hristos. Zice că se și luptă. Eu zic, ai cu ce te lupta, Pavel, succes. Și mi-am pus eu întrebarea, zic, ori eu spă din afară și nu pricep ce vrea să zic, ori el îi pă din afară și să luptă degeaba, ca să ajung la sfârșitul vieții, mă luptai degeaba. De ce la sfârșitul vieții că nu s-a luptat degeaba, ci că mă așteaptă cu una, am făcut treabă bună, mă duc la Domnul. Ma care e faza cu desăvârșirea, cu perfecțiunea asta? Știu că lumea are propria ei definiție despre ce înseamnă să fii perfect, să n-ai nasul strâmb, să ai nu știu ce greutate, nu știu ce înălțime, nu știu câți bani. Asta e perfecțiunea lumii, da? Să ai nu știu cum să arăți pe internet, pe Facebook, pe așa. Dar există și o perfecțiune a lui Dumnezeu și m-am gândit că s-ar putea uneori noi să nu vedem perfecțiunea că mergem după definițiile lumii. Dar Dumnezeu are propriile lui definiții despre ce înseamnă desăvârșit. Bine, ce-i drept adevărul e că standardele lui sunt oricum mult peste standardele lumii acestea, dar hai să vedem cum le aplică el. Și m-am uitat în Biblie la cuvântul ăsta desăvârșit, desăvârșirea asta, după care eu cred că e un instinct în adâncul omului să o căutăm, să-ți de acord cu mine? Adică parcă nu ne place că ceva nu e ok la noi și de aia și venim la biserică, corect? De aia veniți, așa-i? Sau unul dintre multele motive e să mai schimbăm ceva, să mai ne ducem spre desăvârșire, să ne mai desăvârșim. Și m-am gândit așa, părerea clasică era vom fi desăvârșiți, nu? Adică atunci când va veni Domnul, vom fi perfecți, numai să ajungem acolo.
Și mă gândim, poate că Pavel asta zice că se luptă, să îi înfățișez atunci, mă lupt să îi înfățișez atunci o mireasă fără pată, fără zbârcitură. Sau m-am gândit, poate că se referă la prezent, că să se lupte, hai mă, fiți cum trebuie, pocăiți-vă, smeriți-vă, iubiți-vă, la prezent. Ei bine, m-am uitat în Biblie și vreau să vă zic că cuvântul desăvârșire legat de creștini, de cei ce cred în Iisus, apare la trei timpi. La trecut e ceva desăvârșit în noi, nu o să-ți vină să crezi. La prezent există un proces de desăvârșire și la viitor există o desăvârșire pe care nu o vei atinge în viața asta decât atunci când va veni Domnul, când va veni cel desăvârșit. Hai să începem cu desăvârșirea de la trecut. Sunteți de acord? Mergem în trei pași, în trei timpi și două mișcări. Evrei, capitolul 10, versetul 14, un verset care m-a uimit, m-a îmbogățit și îți binecuvântat prin el. Slavă ție, Doamne, că l-ai pus în Biblie. Evrei, capitolul 10, versetul 14, zice așa. Printr-o singură jertfă, El, Iisus, a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Wow! Eu numai atât vă zic, și dacă nu înțeleg prea bine. Dar e ceva grozav, adică prin jertfa Lui, moartea Lui, da, la cruce, sângele Lui vărsat, a făcut desăvârșit. Deci aici, atenție, eu n-am participat cu nimica. A făcut. Eu am fost doar obiectul care am primit lucrul ăsta și o să vedeți cum există și un rol al meu, dar doar de a primi, nu de a face ceva pentru desăvârșirea asta. Zice că pentru o singură jertfă a făcut desăvârșit pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Zice, wow, ce-i desăvârșirea asta? Fiți atenți versetele următoare. Zice, lucrul acesta care, că am fost făcut desăvârșiți, ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Unde? Versetul 16, citează un pasaj din Ieremia. Iată legământul pe care îl voi face cu el, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, adaugă. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de lege lor. Acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcate. Adică, desăvârșirea la timpul trecut nu este altceva decât iertarea păcatelor, care e un lucru perfect și desăvârșit pentru totdeauna. Ce ți-a iertat Dumnezeu e complet. Nu mai trebuie adăugat nici scos nimic. Ce a iertat Dumnezeu rămâne iertat. Ce a curățat Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul ăsta ne ajută pe noi în lupta de la nivelul minții la nivelul conștiinței. Dumnezeu, printr-o singură jertfă a lui Iisus Hristos, ne face desăvârșiți la nivel de conștiință, să înțelegi că prin sângele lui Iisus Hristos ești acceptat, ești iertat și auzi ce frumos, nu mi voi mai aduce aminte de nelegiurile lor. Deci ceea ce a iertat Dumnezeu își propune intenționat să se comporte ca un om care are Alzheimer, care nu mai își aduce aminte. Îți dai seama? Deci cu intenție, uite, nu mi voi mai aduce aminte, îmi propun să nu mai aduc aminte. Și te tratează ca și cum niciodată n-ai fi păcătuit. Dumnezeu ne-a dat o conștiință și în Evrei 10, dacă vă veți uita din capitolul 1, din versetul 1 și versetul 2, acolo spune din nou de desăvârșire și că sub lege, sub religie și sub ritualurile astea nu este posibilă desăvârșirea asta a cugetului, a conștiinței. Adică să te simți că ești ok cu Dumnezeu, să te simți că ești iertat, nu e posibil, oricât te-ai strădui. Numai jertfa lui Iisus te face desăvârșit la nivel de conștiință. Și el spune, altfel zice, dacă i-ar fi făcut desăvârșiți, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate. Acum Cornilescu o traduce cunoștință. Am uitat și în alte traduceri, Netereu, BVA, zice, n-ar mai fi trebuit să aibă conștiință de păcate. Deci, practic, sângele lui Iisus scurăță cugetul, conștiința și ți-l desăvârșește. Adică, indiferent cât de nevrednic ai fi pe din afară, prin simplu fapt că îl ai pe Iisus, că ți-ai pus încrederea în El, că te-ai pocăit și ai venit la El, El îți curăță cugetul. Și asta nu vine mie să crezi. Frate, e ceva incredibil. Că cei desăvârșiți nu se mai desăvârșește, corect? Deci nivelul ăsta de desăvârșire, vorbesc doar de asta la trecut, iertarea. Nu poți zici că asta se îmbunătățește pe viitor tot mai mult. Nu există, că dacă e desăvârșit. De exemplu, eu sunt la fel de iertat acum, ca și atunci când am venit la Domnul. Eu nu sunt mai iertat acum, că vezi, Doamne, sunt mai grozav, le știu mai bine. Nu. Eu sunt la fel de desăvârșit la nivelul cugetului meu. De aceea poți să-l bagi în rai pe un tâlhar de pe cruce, care nu a făcut nu știu ce fapte bune, cu unul care a umblat 100 de ani cu Domnul, dar are același nivel de desăvârșire ca și ăsta altul. Ești făcut desăvârșit prin acea singură jertfă, nu prin faptele tale. Lăuda să fie Domnul. Sunteți de acord? Asta nu înseamnă că eu nu mai, sau că eu am voie să-mi fac de cap să păcătuiesc. V-am adus să vă fac o ilustrație. Foaia asta, să zicem că e conștiința noastră. Noi când venim în lume, Dumnezeu practic ne trimite cumva ce Domnul a făcut pe om fără prihană din cauza firii pământești și a apucăturilor. Omul începe pe parcurs să-și murdărească
conștiința și imaginați-vă că e stropită de tot felul de mizerii și călcată în picioare de tot felul de păcate și lucruri care se întâmplă, da? Și dacă rămâne în stadiul acela, omul merge în iad. Dar în momentul în care aude de Iisus Hristos și își pune credința în El, zice El prin sângele Lui, Evrei capitolul 9, versetul 14, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte. Scurăță conștiința. Și conștiința ta ajunge ca o foaie albă și imaculată. Firavă, fragilă, încă dar curată. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Ei bine, ce înseamnă când eu îmi pun încrederea în El? Exact cum bag foaia asta într-o folie, ea este protejată. Da? Hristos mă protejează pe mine din prima secundă în care L-am primit, până în ultima clipă pe lumea aceasta când îl voi vedea pe el, fie că mor aici și mă duc la el, fie că va veni Domnul și mă duc la el. El mă protejează ca și într-o folie. Asta zice Pavel, mă lupt cu voi, colosenilor, să vă înfățișez desăvârșiți în Hristos. Nu există desăvârșire în alt fel decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. În El. Și asta cum am gândit-o? Fiți atenți. Dacă eu stropesc sau murdăresc cumva folia asta, foaia dinăuntru se murdărește? Nu, așa-i? Deci eu după ce am venit la Domnul, că se pune întrebarea după ce m-am botezat, mai greșesc? Da? Vai de noi! Eu am crezut că numai eu mai greșesc. Mai greșesc. Și ce-i fain și se vede diferența că înainte greșeam, dar de multe ori nici nu resimțeam întotdeauna musa de conștiință, atât de întunecată era conștiința noastră, beam ca apa, păcatul, făceam să ne dăm mari, probabil mai degrabă ne simțeam goi, dar nu neapărat nu știu cât de vinovați, e discutabil aici, depinde cât ești de aproape de lumină și cât de în prezența Domnului te afli, căci Domnul când a venit lumina în lume, atunci au început oamenii să urască lumina și să dea cu pietre spre a să plece, da? Dar în mod normal oamenii se simt bine în întuneric până a prins un reflector pe ei. Ok, și eu când vin la Domnul, Domnul curăță conștiința, dar eu încă mai, o să mai greșesc, mă mai supăr, mai claxonez pe unul în trafic, după asta stai mă că scrie Child of God pe tricoul meu. Purtați tricouri cu Iisus că o să vedeți că sunteți, o să fiți mai sfinți dintr-o dată. Și o să mai greșești, deci nu o să fii desăvârșit în toate căile tale, dar slavă Domnului pentru jertfa Lui care mă acoperă de la început și până la sfârșit. Apostolul Ioan zice așa, în 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, copilașilor, vă scriu ca să nu păcătuiți. Dar dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Ce am înțeles eu? Dacă eu vin la Domnul și s-ar putea să mai greșesc, eu sunt ascuns în Hristos, acoperit de mânia Lui Dumnezeu, chiar dacă eu mai greșesc. Sunt desăvârșit la nivel de conștiință. Și Dumnezeu îmi dă mie timp să mă pocăiesc. Ok, am pătat cumva lucrurile astea, încă nu vin consecințele peste mine, că eu vă zic sincer, dacă eu aș măzgăli acum, dar n-am un marker, toată folia asta, o să vedeți că cel ce suferă e doar Hristos, că eu de fapt sunt în siguranță înăuntru și la venirea Domnului, Domnul vrea să mă scoată pe mine în fața Tatălui fără prihană și nu-i datorită mie că mă voi pleca în genunchi înaintea Lui. Voi ce doar datorită ție și jertfei tale că eu am fost păstrat desăvârșit, că sângele tău mi-a acoperit păcatele. Și El îmi dă mie, că aici trebuie niște chestii foarte finuțe ca să nu înțeleagă nimeni erezii și o razna. El îmi dă mie timp să mă pocăiesc, da? De cel ce să spar lui Hristos în cap toate oalele, da? Toate lucrurile noastre, să scap. Dar El îmi dă mie timp să mă pocăiesc. Îți dă vreme să te pocăiești. Ok, ai greșit, îți dă timp. Nu imediat, pac, ești, pentru că ești acoperit în Hristos. Asta e frumos. Îți dă timp să te pochești. Cum la Eva, iubiții Domnului, vă aduceți aminte? Când ea a greșit, n-a venit nicio consecință. Zice, doar după ce a mâncat și Adam li s-au deschis ochii. De aceea o și mușcat momeala mai ușor. Pentru că și uite, a mâncat și nu s-a întâmplat nimic. Asta pentru că era sub jurisdicția, sub tutela lui Adam. E bine, Adam a greșit. Gândiți-vă că noi, a doua Eva, dacă Hristos e al doilea Adam, noi, biserica, suntem a doua Eva, noi suntem sub jurisdicția lui Hristos și chiar dacă noi mai greșim, nu ni se întâmplă încă nimic, pentru că Adamul nostru nu păcătuiește, slăvit să fie numele în veci, El e Hristos. Și El, uitați-vă și în Apocalipsă, El zice, înainte să tratez cu Dumnezeu, cu judecata, zice, tratez cu mine, cu mirele și îl ador pe Iisus. Mai bine să tratez cu El, să mă mustre, El să mă terfelească, decât, înțelegi ce vreau să zic? Că ce grozav lucru să cază în mâinile lui Dumnezeu, mai bine în mâinile lui Iisus, care e bărbatul nostru spiritual, vorbind și ne iubește. Și ce zice la Izabela? Ai acolo în biserică o femeie care nu-mi place, că învață pe robii mei să mânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască. Adică eu tratez cu mireasa mea, cu biserica mea, i-am dat vreme să se pocăiască. Dumnezeu îți dă vreme. Deci lucrurile se întâmplă greșești, nu vin consecințe peste noi. Slavă lui Iisus, pentru că suntem ca și într-o folie în Hristos. Suntem desăvârșiți prin iertarea Lui. Dar asta nu înseamnă că ne batem joc de iertarea Lui. Vreau să subliniez puternic lucrul ăsta. Asta nu înseamnă că tratăm ușor. Ioan a zis așa, vă zic o perlă, iubiții Domnului.
Iisus ne acoperă păcatele și de dinainte, după botez, și de după botez, până la 100 de ani, 200 de ani, dacă ai trăi. Dar eu vă scriu lucrurile astea nu ca să păcătuiți. Nu folosiți cunoștința asta ca să păcătuiți. Vă scriu aceste lucruri nu ca să nu păcătuiți. Da? Vi le scriu ca să vă încurajez să trăiți după viața. Și sincer, un om născut din Dumnezeu parcă vrea să trăiască pentru Domnul. Și exact iertarea pe mine m-a ajutat cel mai mult în viața cu Domnul, e faptul că Iisus mă iartă. Pe mine m-a ajutat să urmăresc sfințenia, nu să urmăresc păcatul. Că am zis, Domnul meu mă iartă, mirele meu mă iartă. Și de câte ori era ca și o mașină, când mergi cu ea în ploaie, mizerie pe din afară, dar tu ești curat la costum înăuntru. Cam așa umblu eu în Hristos. Mulțumesc Lui pentru asta. Desăvârșit, pentru că toate vin pe El. Și îmi dă timp să mă pocăiesc. Fii atent, a ce greșit și ok, Doamne, îmi par rău. Dacă ne mărturisim păcatele, le se drept și credincios ca să ne ierte. Sângele nu ne curăță de orice păcat. Amin? Așa am înțeles eu desăvârșit la trecut. Sunt făcut desăvârșit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. La nivel de conștiință. Și dacă greșesc, se întâmplă să greșesc, nu mi se impută nimic, nu mi se atribuie nimic, pentru că mi se dă timp să mă pocăiesc. Și în timpul ăsta eu rămân în neprihănire. Și când sunt scos, abia aștept ziua aceea când mă va scoate Hristos și va zice, uite-l, Tată, fără pată, fără zbârcitură, va fi datorită jertfei lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Amin? De-aia îl iubim pe Iisus. De-aia îl adorăm pe Iisus Hristos. Slăvit să-i fie numele. Ce trebuie noi să facem ca să avem parte de jertfa aceasta a Domnului Iisus? Găsim în Matei capitolul 19 un pasaj foarte frumos. Matei capitolul 19, versetul 20. Vine un tânăr bogat la Iisus și spune, uite, eu mă lupt să încerc să-mi conving conștiința, să încerc să mă conving pe mine că sunt ok înaintea lui Dumnezeu și că am reușit să-mi spăl păcatele ca să pot să dorm și eu liniștit sau să mor liniștit sau mă rog, oricum ar fi, îl preocupa viața veșnică. Și Domnul îi dă niște porunci, zice niște porunci, în fine acolo interesant Domnul că nu-i dă toate poruncile din lege. Știți că legea era împărțită în două. Primele porunci aveau de-a face cu relația pe verticală cu Dumnezeu și ultimele porunci aveau de-a face cu relația pe orizontală, cu oamenii. Și Domnul nu începe cu prima, că-l bucta din prima, să n-ai alți Dumnezei în afară de mine, că ăsta avea banii. Nu l-a luat așa, Domnul l-a luat pe ocoliș să-i ridice un pic meritele, ca apoi să dea cu ciocanul să-i le spargă toate. Mi drag Iisus pentru felul în care lucrează. Și zice, știi poruncile, dar zice-l care? Că se simțea cu musca pe căciule, zice, care? Păi stai un picus, nu vii așa la Domnul care? Tot! Nu? Adică e pe selectat, trebuie să faci tot ce trebuie. Și el spune care? Păi ce să nu ucizi? Păi n-am ucis. Să nu furi? Păi n-am furat că am la bani, că n-am nevoie să fur. N-am poftit casa altuia, că e mai faina mea ca toate casele de pe stradă. N-am poftit nimic, nici mașini, că e cea mai tare mașina mea, da? Deci eu sunt ok! Ce mai lipsește? Aici e interesant. Omul se dă de gol prin faptul că simte că nu-i desăvârșit. Îmi lipsește ceva. El o bucta la prima poruncă să n-ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu iubești nimic mai presus de Dumnezeu. Și asta îmi dă mie de înțeles că și cei mai buni dintre noi sunt praf înaintea lui Dumnezeu. Nu poți fi desăvârșit prin forțele tale, prin moralitatea ta, oricât de bun. Nu că nu-i pasă lui Dumnezeu de forțele noastre. Zice, Iisus s-a uitat la el și l-a iubit. Iisus, nu-i că, pe mine nu mă interesează interesele tale de a fi ok, de a fi cu minte, de a fi de treabă. Nu, dar astea nu sunt suficiente ca să ne facă pe noi desăvârșiți înaintea Domnului. Și fiți atenți ce zice Domnul. De fapt, el zice, tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mi mai lipsește? Și Iisus zice așa, dacă vrei să fii desăvârșit, deci se poate să fii desăvârșit la nivel de conștiință, dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Domnul îi cere să facă două lucruri, să vândă și să-L urmeze. Eu astea le-am înțeles așa. Când tu vinzi ce ai, practic vinzi lucrurile în care te încrezi. Practic eu vând orice altă încredere, o înstrăinez. Nu mă mai încred în absolut nimic altceva, nici în moralitatea mea, nici în cine sunt eu, nici în forțele mele, nici în religie, nici în nimic altceva decât în Iisus Hristos. Și îl urmez pe El, adică îmi pun credința în El, îți dependent de El. Doamne, în Tine mă încred, vreau să am o relație. Reușiți să țineți pasul cu mine, că eu v-am zis că și eu ca pastorul Petric am două viteze. Împreună ne completăm. Fratele Petric are întâi așa, a doua, eu am a treia așa, bani, sau a patru așa. Repede și foarte repede. Dar la voi să știți că fac, că mă străduie, se observă măcar. Încerc să fiu desăvârșit. Îmi dau silințele să fiu desăvârșit. Deci dacă vrei să fii desăvârșit, desăvârșit asta la nivelul trecut, tu nu poți să faci nimic, zice că noi am fost făcuți desăvârșiți prin jertfă. Tu poți doar să o primești cum? Asigură-te că nu te încrezi în absolut nimic altceva. Renunți la tot, te pocăiești, renunți la păcat, la lume, la încredere în tine, la orice și spui credința doar în Domnul Iisus. Te faci dependent de El. Doamne, nu mai am altă șansă decât Tu.
atât. Slăviți să fie Domnul. Amin. Hai să vedem desăvârșirea de la viitor. Asta probabil că e un pic mai simplu cu ea. Există o desăvârșire la viitor, o găsim în Filipeni. Filipeni, în capitolul 3, versetul 12. Filipeni, capitolul 3, versetul 12. Tot Apostolul Pavel ne spune. Zice, nu că am și câștigat premiu sau că am și ajuns desăvârșit. Auzi, după ani de zile de umblare, zice că nu am ajuns desăvârșit. Înseamnă că asta e o desăvârșire la care nu ajungi aici, oricât ai alerga. Dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Despre ce desăvârșire e vorba? Contextul întotdeauna ne ajută. Versetul dinainte. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. După asta alerga el, învierea. De fapt, pe mine mă uimește ce bogăție vede omul ăsta în învierea morții. O că zice, pentru nădejdea în învierea morții. Bine, acolo se referă la Iisus Hristos, dar el foarte mult era cu nădejdea asta în învierea morții. Foarte mult aștepta învierea morții. Și am zis, măi, zic, oare nu cumva noi tot vrem să petecim pe trupul ăsta și să-l facem pe ăsta desăvârșit, când Domnul, de fapt, următoarea desăvârșire la viitor înseamnă învierea trupului nostru. Dacă desăvârșirea la trecut îi iertarea păcatelor noastre, desăvârșirea la viitor îi restaurarea trupului nostru, învierea, practic îți dă un trup de slavă, glorios, care e desăvârșit, care nu mai cască când vrei să citești din Biblie, înțelegi? Care nu mai chiorie mațele când vrei să postești, că poți să postești 1000 de ani în cer, dacă vrei, înțelegi? Tu îți dai seama? Nu 40 de zile, 1000 de ani. Nu-i mai un trup care te enervează, nu-i mai un trup care... E un trup care cooperează cu Sfințenia lui Dumnezeu. Ați observat că trupul ăsta e un fel de Iuda? Sau poate că nu neapărat trupul, dar starea lui decăzută, că e firea și apucăturile și poftele și păcatul, care că locuiește în mădularea trupului, locuiește acolo, e virusat, să zic așa, un telefon virusat și trebuie resetat la setările din fabrică. Și asta va fi la înviere, când Domnul ne va da un trup de slavă. Ne-a observat că cumva te lupți cu el, că cel mai mare dușman tot noi suntem, corect? Oricât ai zice, chiar vorbeam cu soția cu prunci. Mă zic, dacă ar fi prunci ăștia desăvârșiți, ce bine ar fi. Numai să zâmbească, numai să râde. Să fie numai partea aia drăgălașă din ei, știi? Dar după aia stau și mă gândesc, da, dacă am fi și noi desăvârșiți, să fim mai răbdători, să nu ne mai enerveze atâtea lucruri, să nu ne mai... Na. Desăvârșirea de la viitor este învierea noastră. Eu abia aștept, vă zic sincer, învierea e frumos și în trupul ăsta, dar nu e așa frumos. E bine cu Domnul, e bine și în bătrânești și... Te duci pe calea pe care merge orice om, cum zice Biblia, dar important e să ai nădejde. Să ai nădejde. Domnul îți va da un trup frumos, probabil undeva, cum zic unii care au studiat undeva în jur la 30 de ani, că așa a avut Iisus când a înviat din morți. Și spune Biblia, auziți ce zice Pavel când vorbește aici de desăvârșire, versetul 21 zice așa, că ăsta e contextul, desăvârșirea de la viitor. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Dumnezeu va lua trupul nostru care e într-o stare smerită. De ce? Că e muritor, îmbătrânește... Toate chestiile astea care se întâmplă, da, obosești, oricât îl speli, trebuie să-l speli înapoi, deci într-o stare smerită. Vine vremea când îți va da Domnul un trup care nici măcar nu mai are nevoie de duș, îți dai seama, e un trup de slavă, un trup glorios, un trup și mai mult decât orice, nu va mai fi păcat în el. Asta îmi place mie cel mai mult, asta mă bucură pe mine cel mai mult. Va fi un trup care va zice, hai la rugăciune, hai să lăudăm pe Domnul, hai să facem, am obosit. Am înțeles ce v-a zis, că copiii ăștia am obosit. Nu mai există așa ceva, e un trup plin de energie, de putere. Cum a avut Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Asta nu înseamnă că vom fi ca și chinezii. Măcar că și ei sunt diferențiați între ei. Nu, ci eu cred că nivelul de glorie, de proslăvire, de glorificare va fi asemenea Lui. De exemplu, femeile nu știu dacă o să aibă un trup de bărbat. Amin? S-au rodat din cap că nu. Ar fi împotriva principiilor lui Dumnezeu. Deci, nu știu cum vor fi, dar Dumnezeu are căile Lui. Asta nu înseamnă că vom fi ca El. Pentru mine un bărbat e ok. Și a, voi fi ca El. Cu barbă frumos. Pentru o femeie, cum? O să am barbă, știi? Deci, nu. Că zice, vom fi ca El. Nu vom fi identici cu El. Vom fi ca El. Starea Lui. Zice, El va schimba trupul stării noastre smerite. Se ocupă de starea trupului mai degrabă decât de... Poate anumite chestii, nuanțe, cum îi. Nici nu știu cum va fi. Deci sunt lucruri care te depășesc, dar știu că vreau și știu că aștept și este învierea morții. O lăudați-vă Domnul. Noi creștini avem nădejde. Zice crezul creștin,
mărturisesc un botez, spertarea păcatelor, aștept învierea morților și veacul care va să vie. O, să nu pierdeți niciodată perspectiva asta, că lumea asta materialistă caută numai aici. Adică dacă ne-am pus nădejdea pentru Hristos, numai pentru viața asta, suntem cei mai nenorociți. Caută să vezi dincolo, dincolo, totul e deșertăciune aici. E ceva mai frumos ce ne așteaptă. Amin? Sper că nu v-am dezamăgit prea mult. Pe cei care... Doamne, eu dezamă, pentru mine e speranță, că și așa nu-i așa faină, ce e frumos cu Domnul, mărit să fie Domnul, dar acolo va fi și mai frumos, desăvârșit. Nu cred că desăvârșit la viitor se referă numai la trup, eu nu cred că numai asta, dar în principal unul din lucruri care eu pot vorbi 100% că în Biblie, se referă la învierea trupului. Ok, hai să terminăm acum pe final cu ce ne doare pe noi, desăvârșirea de la nivelul din prezent. Credeți că există o desăvârșire în prezent? Că unii ce zic? Unii zic așa. Păi, voi fi desăvârșit în viitor. Și apoi dă cu capul de tăți pereții și tot păcătuiește și se complace și Doamne iartă-mă și tot așa. Tot ca hamsterul la rotiță. Alții o realiza că sunt desăvârșiți la trecut. Au o cunoștință un pic mai mare. Bă, sunt neprihănit, sunt iertat. Dar nici nu-i interesa prea mult să schimbe viața, că ce Domnul se uită la suflet, sunt neprihănit, I don't care. Și Domnul, stai așa un pic, că eu lucrez în trei timp, eu lucrez și la prezent. Ia auziți ce am găsit în Biblie, câteva versete. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Mai ales corintenilor le scrie Pavel. Știți că nu vreau să-i bage în canon. Când au făcut canonul biblic, pe corinteni nu vreau să-i bage. Că îl fac de rușine pe Iisus. E o biserică care îl face pe Iisus de rușine câte probleme are. Eu sincer vă zic, eu mă bucur că i-au băgat în Biblie, că e mângâiere pentru multe biserici care... nu sunt așa perfect. Deci, mă, există speranță și pentru noi. Auziți, 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 11. Încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți concuge, desăvârșiți-vă, la timpul prezent, cu implicarea mea. La trecut am fost făcut desăvârșit, primesc doar prin credință, prin pocăință și credință în Iisus. La viitor voi fi făcut desăvârșit, nu fac absolut nimic ca să fac lucrurile, dar la prezent am și o contribuție. Dacă desăvârșirea la trecut, din ce am văzut eu în Biblie și cât înțeleg, e vorba de iertarea păcatului care îmi desăvârșește conștiința, aia la viitor e vorba de înviere care îmi desăvârșește trupul, eu asta la prezent o văd ca fiind comportamentul. Are de-a face cu comportamentul și eu cred că este maturizare. A te desăvârși înseamnă a te maturiza. Noi ne naștem din nou, din Hristos, și ne naștem ca și un prunc care nu se naște de 30 de ani de zile, că te-ai speriat de el, să-l vezi pe acolo, că vorbește dintr-o dată, e și însurat, cum ar fi? Nu, se naște mic, o ia de la zero. Așa și noi când venim la Domnul, nu avem niciun habar, poate de multe ce înseamnă Domnul, Duh Sfânt, Biblie, multe chestii, luăm de la zero și trebuie să creștem. Acum, creșterea biologică, a zis că se întâmplă aproape fără să faci nimic, dar maturizarea nu. Maturizarea e cu intenție întotdeauna. Deci poți să ai 30 de ani de zile și minte de 5 ani. Sunteți de acord? Sunteți de acord? La fel și în biserică. Am 20 de ani de pocăință. Și câtă maturitate? Depinde, de la om la om. Nu înseamnă că sunteți de acord? Și sunt unii care cresc cât alții în 10, pentru că maturizarea e cu intenție, de aia ce desăvârșiți-vă. Unele traduceri zic chiar maturizați-vă. Maturizați-vă, desăvârșiți-vă, maturizați-vă. Este această maturitate. Și auziți, în Efeseni, iar zice Pavel ceva tare aici, Efeseni, capitolul 4, versetul 11. Și El, Iisus, a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților la timpul prezent. Pentru zidirea trupului lui Hristos, zice, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare. Asta o văd eu desăvârșirea timp prezent. Să ajungi matur. Matur. Și cred, părerea mea e ce e o părere, cred că există desăvârșire pe stadii. De exemplu, copilul nu-i desăvârșit la 3 luni să umble, dar pe la 1 an e cam desăvârșit să umble, așa-i? Că dacă nu umble, ești un pic dezamăgit de el. Dar nu ești dezamăgit de la 3 luni că nu umblă. Ești dezamăgit? Tu ai o problemă. Dacă Dumnezeu ar fi dezamăgit de noi, nu în proporție sau direct proporțional cu capacitățile noastre, ar fi o problemă la el. De el, dacă ar avea o problemă cu noi și anumite frustrări în Biblie, le are când noi am depășit cu mult, voi care de mult trebuia să fiți, aveți iară nevoie de nu știu ce, înțelegi? Cam acolo sunt frustrările Duhului Sfânt, când noi suntem de 7 ani și umblăm tădea bușilea, înțelegeți? Dar vin momente când omul începe să umble. Ok, după aia ai desăvârșit copilul la cât? 2 ani sau cât? Și înceapă să vorbească.
apoi desăvârșit să înceapă să meargă la școală, să scrie, că nu-l poți pune să scrie, că nu mă măzgălești la 3 ani. Eu văd desăvârșirea în etape, desăvârșit să muncească, desăvârșit să se însoare. Nu el desăvârșit la 7 ani, nici măcar să-și aleagă sexul, corect? Oameni buni, dă-le minte și la ăștia, că ăștia nu știu, trebuie să le zicem din Biblie. Ești desăvârșit pe etape. Probabil eu văd și lucrul ăla, de aceea ce Pavel de multe ori, noi care suntem desăvârșiți într-un context. Adică cel puțin în nivelul în care suntem, suntem ok. Și asta e fain, că Dumnezeu nu-ți cere peste nivel și te face să te simți ok. Îți dă o senzație de ok în nivelul în care ești, știi? Adică eu, de exemplu, când mă uit la mine în urmă cu 10 ani, mă gândesc, Doamne, deci... Nu că ce minte aveam, ce minte n-aveam. Dacă ce minte aveam, zici, bă, măcar e ceva acolo. Ce minte n-aveam. Dar și totuși Domnul mi era așa de drag. El te tratează la nivelul cum ești, exact ca și cu pruncul. Nu poți să-l tratezi ca la 18 ani de zile, îl tratezi la nivelul lui. Și asta ne dă nouă curaj și speranță, că Domnul ne cere să ne desăvârșim în proporția vârstei noastre. Nu poți fi după un an de zile după ce vin la Domnul ca unul care a umblat 30 de ani de zile și a văzut mâna Domnului, corect? Deci nu poți avea aceeași credință. De-aia Domnul asta îmi place el și mi-e drag de el. Maturizarea aceasta, iubiții Domnului, eu personal cred că este cu cât identifici mai repede firea pământească și reușești să o imobilizezi. Asta e maturizare. Pentru mine, asta e propria mea definiție. Noi când ne naștem din nou, avem ADN-ul lui Dumnezeu noi, Duhul acela. Cei născut din carne, e carne. Cei născut din fire, e fire. Cei născut din Duh, este Duh. Și ce-a născut Dumnezeu este minunat, este complet, slăvit să-i fie numele. Dar cei născut din carne, e firesc, din Adam, are apucături, are înclinații, are pofte păcătoase. Și atunci se întâmplă o bătălie, ca și la Rebecca în burtă, când se băteau gemenii, sau cu Iacov, la fel în noi, înăuntru nostru se bat două puteri, Duhul și firea. Și cu cât credinciosul va ajunge să identifice mai repede ce e fire în viața lui și ce este Duh, să facă diferență între voia firii lui și voia Duhului, între gândurile firii lui și gândurile Duhului, cu atât mai repede el se va maturiza. Cu cât va reuși să identifice și să imobilizeze, să răstinească, nu poți să elimini, vor rămâne în tine până la venirea Domnului. De-aia m-am gândit că maturizarea nu înseamnă extirparea firii pământești, n-ai cum, e acolo. Cum au zis unul, nu poți să răstignești pe satana și nu poți să exorcizezi firea. Deci ai grijă ce metode folosești, deci s-o toamnă afară, dar nu. Asta nu iese. De-aia învierea Domnului e singura exorcizare pentru fire. E învierea morților când va învia Domnul un trup de slavă. Și până atunci trebuie să înveți să răstignești. Răstignire înseamnă încă în viață, încă vorbești, încă îți dă gânduri, încă îți dă impulsuri, îmbolduri, dă-i, spune-i, fă lene, pofte și anumite chestii. Tă din fire, lenea e fire pământească, dragi, e o altă poreclă. Toate lucrurile astea rele sunt de la firea pământească. Și eu cu cât le identific mai repede și le imobilizez prin puterea Duhului, eu mă maturizez, adică mă desăvârșesc. De aia Pavel le zice corintenilor, vă zic desăvârșiți-vă pentru că voi sunteți prunci în Hristos, copii. Încă se mânați de instinctele firii, vă folosiți darurile Duhului Sfânt să vă dați mari, afirmare, mândrie, certuri, bătăi, ce e aici? Fire pământească. Eu nu știu dacă să vă bag la evanghelizare sau la biserică, nu știu unde să vă încadrez pe scaunul din față, prietenii casei Domnului sau diferența ta de fină. Și sunt, știu că poate ați întâlnit creștini care vă gândeați, bă, ăsta totuși e pocăi, până la urmă, e de mi-o tras țapa asta, asta până la urmă, e născut din nou, s-ar putea să fie, dar e firesc. Iartă-l, cum iertăm prunci, îngăduie-l, n-ai ce face cu el. Disciplinează-l, amin. Păstorul, lăsați pe mâna păstorului că poate e mai blândul, noi l-am disciplinat mai bun. Atunci maturizarea înseamnă asta, să... Și cum vine maturizarea asta? Cum reușesc eu să mă năpârlesc, să zic așa, de firea asta, să scap mai mult, că fai, la început e mai vizibilă că e mai externă. Se vede într-o țigară, într-o înjurătură, într-un pumn tras în perete. Știu eu că fac pocăițe și de-astea. Nu-s decorațiuni când mergi pe la ei în casă, în tot felul de chestii astea. Dar apoi tot mai intimă, tot mai, sau subtilă să zic, la nivel de motivații, subtilități, chestii, tot fire și acolo. Și merge năpârlirea asta, sau cum să o numesc, jupuirea asta de fire, până în cele mai intime ai maturizare, până ajungi în cele mai fine lucruri. Bun, cum ajungi la maturizarea asta? Păi, în primul rând, zice că desăvârșirea Sfinților în biserică, trebuie să vii la biserică. Eu nu cred că un om se poate maturiza spiritual dacă nu vine la biserică, punct. În biserică te desăvârșești. Știu că la mulți nu le place că în biserică mai sunt frați cu țepi, arici, urzici. Dar tocmai de-aia i-a pus Domnul acolo să te desăvârșești. Că tu n-ai ști că ai o problemă cu nervii dacă n-ar fi unul lângă tine să te nerveze. Corect? Domnul zice, îți dau puțin ajutor. Îți trimit puțin ajutor. Te ajut să te desăvârșești. Corect? Și atunci în biserică se întâmplă desăvârșirea, înveți să treci în comunitate. De exemplu, eu m-am văzut un om pocăit până m-am însurat.
și mi-am dat seama cât egoism și câtă nevoie de lepădare de sine. După vreo câțiva ani am început să mă calibrez, să mă obișnuiesc în doi, vin prunci. Bă, zic, chiar așa rău? Și n-am știut, chiar atât de egoist sunt, că de-aia vin toți nervinoși și pe prunci. Că nu putem să-i slujim pe ei deasupra noastră. Nu putem să ne lăsăm pe noi, că el vrea atunci. Și enervează firea. Zic, nimă, eu am crezut că... Zice, domnule, stai că te mai ajut eu, poate îți mai trimit un prunc. Ok. Deci și biserica, în biserică ne desăvârșim, plus că aici auzim cuvântul lui Dumnezeu, auzim mesajul lui Dumnezeu. Apoi este cuvântul Biblia, cuvântul scris. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Cuvântul lui Dumnezeu te ajută, citești Biblia. Eu nu cred în oameni maturi care nu citesc Biblia. Tocmai de aia nu suntem desăvârșiți și maturi, pentru că nu citim cuvântul. În fiecare zi cuvântul mai găsește ceva. De aia v-am zis că găsesc versete în Biblie. Ok, un alt mod prin care ne desăvârșim, o să vedeți, că nu sunt altceva decât disciplinele spirituale. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 9. Ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Rugăciunea. Dacă Pavel s-a rugat pentru desăvârșire, înseamnă că se poate. Mă rog, Doamne ajută-mă, aceea am probleme cu firea, am probleme cu nervi, am probleme cu poftele astea, ajută-mă să mă desăvârșesc și Domnul îți trimite ajutor. Zice, dacă ascultați de îndemnurile firii, veți muri. Există riscul ăsta. Ce-a zis Domnul în Eden? Dacă ascultați îndemnurile firii, adică e vorba acolo de o perpetuare, nu e vorba de ceva accidental, e vorba de o bălăceală în firea pământească, de o complacere, există riscul ca omul să moară. E foarte periculos. Și mi-am dat seama că cu firea sunt în ring și e care pe care. E pe viață și pe moarte. Nu e un fel de... Nu, ori tu. Știi? Și trebuie să ne batem acolo. Domnul ne dă har, ne mai accidentăm, mai cădem, ne mai julim, Domnul ne ajută. Dar o să vedeți că voința și dorința Domnului este să o nimicim în numele și în puterea lui Iisus. Dacă ascultați îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Avem pe Duhul Sfânt, mărit să fie numele Lui, care ne ajută prin cuvânt, prin rugăciune, prin post, prin venirea la biserică, prin o grămadă de lucruri. Dar în principiu, prin disciplinele spirituale, am văzut eu că vine maturizarea. Nu vine prin altfel. Vine prin intenție, prin dorință, prin căutare. Și Duhul Sfânt ne ajută. E bun cu noi, e foarte răbdător cu noi, foarte îngăduitor cu noi. Ca un tată de la ok, că știu că sunt și unii care nu sunt ok, de la ok, care e îngăduitor cu pruncii, zice, lasă că într-o bună zi se va schimba. Cu ajutorul Domnului. Amin.